O dovadă că se poate. Asta a declarat ministrul Sănătății Alexandru Rafila la Deva după ce a vizitat câteva secții ale Spitalului Județean de Urgență din noua aripa unității. Autoritățile spun că lucrările de modernizare ale spitalului se tărăgănau de 10 ani, iar sprijinul financiar al ministerului a făcut ca deveni și ceilalți locuitori ai județului să aibă la dispoziție spații noi cu circuite corespunzătoare și dotări moderne. Ministrul Sănătății a inspectat mai multe secții la Spitalul Județean de Urgență din Deva. A vorbit cu cadrele medicale de la ortopedie, apoi la pediatrie, a povestit și cu micuții pacienți. Domnul ministru a venit să vadă pediatria ajunsă. Băiețel? Fetiță. Că nu știu. Să trăiască. Sănătate, să vă trăiască. Cum vă simțiți aici? Foarte bine. Peste așteptări. Este super. Cetățenia, personalul foarte bine pregătit. Sănătate, că drăguță! Ministrul a vrut apoi să vadă secția de cardiologie, una dintre puținele secții județene care sunt dotate cu un angiograf de ultimă generație. Aparatura a costat 1 milion de euro, bani alocați din fondurile ministerului. Ministrul a remarcat transformarea spectaculoasă a Spitalului Devian după recentele lucrări. Sunt impresionat și am constatat satisfacția pacienților, pe de-o parte, și satisfacția personalului medical. Cred că lucrul ăsta este cel care poate să dea încredere oamenilor în sistemul de sănătate în România. Aici, la Deva și la Hunedoara, pentru că am fost și la Hunedoara, lucrurile se întâmplă, felicitări autorităților locale, noi ajutăm cât putem, dar până la urmă autoritățile locale, fie Consiliul Județean, fie primăriile, sunt cele care pot să contribuie decisiv la îmbunătățirea cadrului care să ofere servicii de sănătate de bună calitate. Autoritățile județene hunedorene au pentru ce să-i mulțumească ministrului Rafila. Lucrările la reparațiile capitale ale SJU se tărăgăneau de zeci de ani, iar infuzia de fonduri din ultimii ani a făcut ca în acest an secțiile să se mute în spații moderne. Sunt deosebit încântat, fiindcă astăzi am avut vizita domnului ministru al Sănătății, profesor dr. Rafila Alexandru, în județul nostru. Prima dată am fost la Hunedoara și iată-ne la Spitalul Județean. Spun că mă bucur, fiindcă am putut să-i demonstrăm că ajutorul primit de la minister este cu adevărat folosit în scopurile pentru care a fost destinat. Este mare lucru. Mă bucur mai odată, din alt punct de vedere, că domnul ministru a apreciat, zic eu, la superlativ, calitatea actului medical ce se face la Deva, calitatea lucrărilor care sunt după reabilitarea spitalului și mai mult, faptul că a stat de vorbă cu foarte mulți pacienți și pacienți au declarat, nu eu, că nu sunt. Faptul că sunt foarte mulțumiți de modul și de condițiile în care sunt la Deva, parcă pe mine mă face să întineresc și mai mult. Autoritățile hunedorene au de gând să modernizeze și secția de oncologie, dar să realizeze și un centru de radioterapie la Deva. În prezent, bolnavii de cancer din zonă fac toate aceste tratamente în alte județe.